Ce pondere ocupă creditele pentru agricultură în portofoliul băncii comerciale Carpatica? Creditele pentru agricultură în Carpatica reprezintă peste 15% din portofoliul băncii. Creditele pentru, luând în considerare însă și industria alimentară, ponderea este mult mai mare, pentru că noi nu privim agricultura doar uitându-ne la producătorii agricoli, ci și la procesarea primară a producției agricole și zootehnice. Carpatica este o bancă care are o experiență destul de îndelungată și pentru care agricultura și industria alimentară este un segment de clienți strategic. Nu avem niciun motiv să nu continuăm pe această linie și în perioada următoare. Câți fermieri au prins rădăcini la Banca Comercială Carpatica? Dacă vă referiți în mod special la creditul rădăcini pe care tocmai l-am lansat, produsul este în piață de aproape o lună de zile. Au fost aprobați și în curs de tragere credite pentru achiziția unei suprafețe de peste 400 de hectare și avem în lucru o mulțime de dosare. Este încă prematur să spunem câți fermieri au prins rădăcini, având în vedere termenul scurt de când am lansat produsul. Însă, în scurta perioadă de când am lansat produsul, constatăm o manifestare de interes ridicată din partea fermierilor pentru acest produs. Care sunt avantajele creditului rădăcini din punct de vedere al perioadei de finanțare și al planului de rambursare? Creditul rădăcini e un credit pentru achiziția de teren în primul rând sau pentru reabilitarea unor terenuri care necesită lucrări mai ample pentru a fi redate culturilor agricole. Principalul avantaj al acestui credit este faptul că perioada de rambursare este de până la 10 ani, din care maxim 2 ani de zile reprezintă perioada de grație. Altfel spus, dacă un fermier cumpără anul acesta, să spunem, un teren și va avea prima producție peste un an și jumătate sau peste un an de zile, noi acordăm o perioadă de grație până în momentul în care prima cultură de pe acel teren va fi recoltată și încasată. În ceea ce privește dobânzile, perioada de grație este de 6 luni de zile. Creditul rădăcini este un credit la care, în cazul fermierilor care au deja în proprietate terenuri agricole, avansul pe care îl solicităm este zero dacă suprafața achiziționată prin creditul rădăcini este cel mult egală cu suprafața pe care deja o are în proprietate fermierul. Dacă fermierul vrea să cumpere o suprafață mai mare decât suprafața pe care o are în proprietate, solicităm un avans de doar 10% din valoarea investiției, un aport de doar 10% din valoarea investiției pe care fermierul trebuie să-l aducă la achiziția acestor terenuri. De asemenea, finanțăm achiziția de terenuri și pentru, nu numai pentru societățile cu vechime în exploatarea terenurilor agricole, ci și pentru societăți start-up în condiții un pic mai restrictive decât în cazul societăților care exploatează de mult timp teren, în sensul că finanțăm achiziții de terenuri la firme startup doar dacă acestea au cumpărat deja o bază materială, dacă au cumpărat deja o parte din terenuri sau au deja o parte din terenuri. Deci singurul caz în care nu finanțăm achiziția de teren este atunci când cineva nu are niciun fel de experiență și spune vreau să mă apuc de agricultură de mâine și vreau să cumpăr 100 de hectare și e primul credit pe care îl ia firma mea. E cazul de startup pe care nu îl finanțăm, dar toate celelalte cazuri în care startup-ul este, face parte, de exemplu, dintr-un grup de firme. Să spunem că avem un producător de pui de carne care dorește să-și creeze propria bază furajeră pentru producția de carne și pe lângă business-ul de creștere a puilor se apucă să cultive teren. Evident că firma pe care va cultiva teren e un startup, dar e un startup pe care îl vom finanța fără niciun fel de dubii. Intenționați dezvoltarea și altor produse bancare destinate sectorului agricol? În momentul de față, noi avem un număr de 4 produse care sunt destinate exclusiv sectorului agricol. Avem însă, ținta nu este însă de a desena produse special pentru agricultori, ci de a găsi soluții la nevoile de finanțare ale agricultorilor. Dacă se întâmplă câteodată ca nevoile lor să fie foarte specifice, desenăm un produs special pentru ei, cum este acest credit rădăcini.
Însă nevoile uzuale ale unui agricultor sunt de capital de lucru pentru înființarea culturilor, pentru asigurarea stocului de furaje, pentru creșterea păsărilor și a porcilor, a vacilor și așa mai departe. Aceste nevoi sunt nevoi de capital de lucru pe care le finanțăm prin linii de credit sau prin credite la termen. Apare o altă nevoie atunci când, mai ales în cadrul zootehniei, atunci când se investește în noi spații de creștere a animalelor sau se modernizează tehnologiile pe care zootehnistul le folosește. În aceste cazuri avem credite de investiții, care sunt credite generice ca și produs, pot fi acordate indiferent de industria în care activează clientul, dar care se potrivesc foarte bine și agricultorilor. Deci, principalul nostru obiectiv este să găsim cea mai potrivită soluție pentru o nevoie pe care o are un fermier. În momentul în care am înțeles clar nevoia fermierului și ea este o nevoie care, din punct de vedere al unui finanțator bancar, este sustenabilă, adică acel fermier poate să și ramburseze în mod normal acel credit, îi găsim o soluție de finanțare. Fie că e un produs absolut dedicat agriculturii, fie că e un produs generic care se poate plia pe nevoile unui agricultor.